Turismul de afaceri a luat amploare în județul Dâmbovița, începe să se dezvolte de la o zi la alta. Acesta este unul dintre componentele cele mai dinamice ale activității turistice, iar intensificarea relațiilor internaționale și îndeosebi a celor economice se reflectă în creșterea cererilor pentru călătoriile de afaceri. Mă veți întreba și mult m-au întrebat de ce o pensiune la Braniște într-o zonă fără un relief deosebit, fără o istorie în turism. Întrebarea este simplă. Orașul Titu, la 1 km, 2 km de mine, a început să se dezvolte și se simțea nevoia unor locuri de cazare. Turismul care se face este un turism de nișă, un turism de business, dacă vreți să spuneți așa. Pentru că, în general, oamenii vin cu afaceri sau specialiști la firmele din orașul Titu. Dar pentru cei care doresc să se relaxeze, să vină să se destindă la dumneavoastră, ce le oferiți? Cu siguranță au existat turiști care au venit. Am avut turiști care au stat într-o perioadă mai mare. Și primul lucru am căutat să le arăt județul meu. Punctele pe care eu le-am identificat de turism în zonă sunt Palatul Bâlcovenesc de la Potlogi, localitatea Vitalu, locul nașterii marelui pictor Nicolae Grigorescu, bineînțeles Cetatea domnească de la Târgoviște, partea de nord a județului,